Bună să vă fie inima, dragii mei, și bine v-am găsit la un mic gameplay cu jocul The Witcher 3 Wild Hunt, în care testăm, hai să zicem, capacitățile grafice. Nu e benchmark, pentru că jocul nu are benchmark, da? Dar vreau să ne jucăm puțin în jocul ăsta să vedem exact cum arată. Deci, placa video, Asus ROG Strix, GeForce GTX 1080, versiunea overclocked. Asta testăm în momentul de față. Hai să intrăm un pic în opțiune aici video ca să vedem exact cu ce se mănâncă. Pac. Graphics. Așa. Avem tot aici maxim, maxim, ultra. Așa, post-processing. Totul este așa. Bun. Cum am obținut aceste setări? Prin intermediul GeForce Experience. Setările sunt optimizate prin acea aplicație de la Nvidia. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că înregistrăm cu Shadowplay, tot din GeForce Experience, ca să nu ne mănânce din framerate. Ce văd eu, cum se comportă fără înregistrare, asta trebuie să se comporte și cu înregistrare. Așa, statusul din stânga sus de aici este obținut cu MSI Afterburner. Așa, avem acolo, ca să vedem cât de încărcat este sistemul, da? Temperatura plăcii video și încărcarea acesteia, apoi frame rate-ul, după aceea temperatura și încărcarea procesorului și în cele din urmă cât RAM mănâncă sistemul în momentul de față. MSI Afterburner, de ce? Pentru că de asemenea mănâncă foarte, foarte puține resurse. Hai să-i dăm... nu poți să dau cu skip? Se pare că nu poți să-i dau cu skip. Ok, o să... îndurăm un picuț așa. N-am ce să fac, îmi pare rău. Da, ce pot să vă zic? Până acum am făcut benchmark-uri pentru placa asta video de la Asus. Și am zis să încercăm și două jocuri care nu au benchmark-uri. Doar chiar am putea să... Are rost să trecem prin... Nu este un cutscene, deci este in-game în momentul de față. Dar numai că nu știu dacă o să ne ajute să testăm ceea ce vrem noi. Da, o să ne mișcăm repejor prin... Pot să dau cu escape sau cu space? A, uite, pot să dau cu... Printre dialog. Așa. Hai să vedem treaba asta. Așa. Oricum se 50 și ceva de FPS, se mișcă super bine. 80 și ceva. Despre asta, așa. Hai să trecem prin chestii. Ghouls. Bun, hai să vedem aici dacă suntem în stare să omorăm niște ghouli. Nu știu pe ce dificultate l-am pus. Ia uite la el tupeu. Frumos. Bun. Consumable, zdrăj și futu, consum dem, energy, vitality. Nu ne interesează în momentul de față. X. Okay. Hai să ne urcăm pe cal. Trebuie să ajung la o misiune unde să nu mai fie atâtea tutoriale, numai că nici eu nu mai știu exact cum se controlează jocul. Bun, 70 și ceva de FPS. Am zis să intrăm direct în lume pentru că ne oferă o idee mai bună asupra ceea ce se întâmplă decât dacă stăm în zona de tutorial de la început de tot, în momentul în care o învățăm pe Siri cum să se lupte și chestia de genul ăsta. Pe aici deja începem, intrăm în harta mare și putem vedea exact cu ce se mănâncă. Deci, jocul în momentul de față este pe... Băi, bagă și tu. Așa, mersi. Jocul în momentul de față este pe Ultra. Și un 70 și ceva FPS. Am și un download care se are loc pe fundal. Din păcate. După acest gameplay vreau să ne intrăm un pic de tot în Doom și să vedem cum se mișcă în Doom. Din cauza asta l-am pus să se descarce. Băi, deci se mișcă foarte bine, se vede foarte bine. Aș vrea un pic mai mult, aș vrea să ajung pe la 90 ceva de FPS-uri, dar... Foarte tare. Ia, hai să ne mișcăm un pic mai repede să vedem cum se... Așa, așa, așa.
WTF pe shift, știam eu că e și o opțiune de genul ăsta. Am ajuns la Grifon? Cred că da. Could always use a few here. Back to the trail. I guess you seek some. Yeah. No. Not a bit. Bun. Nu mai știu dacă apare acum grifonul. Grifonul. Ok, se pare că nu apare acum. Lasă-mă să ajung în fața ta, nu mă lasă. Mă, dragii mei, hai să facem aici o pauză. Cam acesta a fost un pic de gameplay, așa, să vedem cum arată, cum se mișcă The Witcher 3 Wild Hunt pe 1080. Este incredibil, ce pot să zic, mai mult de atât n-am ce să mai zic. Vreau să mă dau jos, să intru un pic în apă. Se poate? Oh my god, ești nebun. Dude. Așa, vreau să... Mă lasă să intru în... sub apă. Am înțeles. Not bad, not bad. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, dacă a stat alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share. Vă doresc o zi excelentă în continuare, pe data viitoare.